Este scandal în Partidul Național Liberal, primul pe care trebuie să-l gestioneze noul președinte, premierul Nicolae Ciucă. Sunt mai mulți liberali care cer o discuție clară după ce Florin Câțu a criticat guvernul condus de Ciucă. În plus, se duce o bătălie cruntă pentru postul de judecător la Curtea Constituțională și mergem la colegul nostru Vasile Marcu, cel care are informații din interiorul PNL. Vasile, te ascultăm. Iată că nici după alegerea lui Nicolae Ciucă la șefia PNL nu au încetat scandalurile din interiorul partidului și în special sunt supărați în continuare pe Florin Câțu și pe declarațiile pe care le face acesta, atacuri la adresa guvernului condus de Ciucă, iar liberalii cer premierului să ia poziție față de declarațiile lui Florin Câțu, al doilea om în stat, președintele Senatului, care își face propriile analize și critici la adresa politicii economice a guvernului. Însă în ședința biroului executiv, care începe în mai puțin de un sfert de oră, vor trebui luate și alte decizii, cum spuneai, desemnarea unui candidat din partea Partidului Național Liberal pentru postul de judecător la Curtea Constituțională, iar aici sunt două propuneri, ambele la fel de importante și cu posibile șanse de a fi nominalizați. Este vorba despre șefa Comisiei Juridice de la Senat, Iuliana Scântei, care ar avea acordul și sprijinul premierului Nicolae Ciucă, dar și al președintelui Iohannis, iar cel de-al doilea nume este senatorul Daniel Fenechiu, pe care îl susțin însă mai mulți membri din BEX, iar de aici pornește neînțelegerea, pentru că dacă se va ajunge la un vot, se va cere un vot în biroul executiv, atunci Daniel Fenechiu e posibil să fie ales peste decizia premierului Nicolae Ciucă.